În primul rând, pentru topirea grăsimilor, că am zis că ăsta este țelul nostru, da? Să topim grăsimile și să redefinim organismul, corpul, da? Să-l modulăm, să-l slăbim. Ce conține? Conține guarana. Guarana cu cofeină, teobromină. Sunt acele substanțe, și extract de fucus, sunt acele substanțe, principii active care topesc grăsimea. Pur și simplu. Da? Sunt renumite în slăbire. Categoric. Avem de asemenea, este centela asiatică. Centela asiatică este o plantă extraordinar de importantă pentru regenerarea texturii pielii. Ea conține, determină această stimulare a colagenului, a sintezei de colagen. Este extraordinar de importantă pentru piele. Și nu în ultimul rând, și ceea ce mă bucur este că pentru prima oară văd într-o cremă la noi în țară, cel puțin în București, văd acel extract de aceva. Este o plantă sud-americană, o cunoșteam de foarte mult timp, dar în schimb tot timpul așteptam să apară într-o cremă. A apărut, este extraordinar de importantă, este și împotriva vergeturilor, da? Planta aceasta ceva. Și mai este ceva, de fapt secretul este altul. Această cremă topește micronodulii celulitici. Ce înseamnă asta? Sunt 4 stadii de celulită. Stadiul 1 de normalitate, stadiul 2 de edeme, limfoedeme, stadiul 3 micronoduli și 4 macronoduli. În cazul micronodulilor, numai cu echipamente profesionale, putem să distrugem acei micronoduli. Exact. Pentru prima oară, acest extract de aceba îl avem într-o cremă, difuzează foarte bine la nivelul micronodulilor, pur și simplu micronodulii atrag, da, ca un aspirator, aceste particule active și dizolvă foarte ușor acești micronoduli. Okay. Aceste tipuri de împachetări acasă se pot face zilnic, în cazul chiar de 2 ori pe zi, dimineața seară să spunem, în cazul în care nu punem film osmotic, de exemplu dimineața am făcut dușul, da? Mi-am dat repede cu crema, cu termogelul, mă duc la bucătărie, mănânc micul dejun neapărat, după aceea mă întorc și îmi dau și cu molding cremă, da? După aceea frumos plec la servici. Nu mi-am pus în film osmotic, nu nimica. Seara când mă întorc de la servici, la fel după duș, refac acest tip de împachetare. Asta este fără niciun fel de film osmotic. Sau se poate face zilnic, seara, de exemplu, când este cel mai convenabil pentru noi, cu filmul osmotic. În acest caz facem o singură dată. La 5 zile, la o săptămână, sigur vom vedea rezultate. Și este la fel ca și în cazul cântarului, să nu facem o obsesie din aceste măsurători, cum nu e bine să facem o obsesie din cântar. O dată pe săptămână este arhi suficient. Sigur, dacă ne cântărim sau ne măsurăm. Exact. Da? Exact.